Dragi prieteni, anul trecut am lansat tabăra doar pentru copiii din diaspora. În vara aceasta, alți 100 de copii și tineri sunt așteptați în Moldova, ca să cunoască tradițiile, obiceiurile și istoria neamului nostru. Ei vor învăța să gătească bucate tradiționale moldovenești, să danseze hora și sârba, deci vor face noi prieteni atât din Moldova cât și din alte țări. Și sunt absolut convins, vor pleca de aici cu dorința mare să revină. Participanții la programul DOR au devenit deja o familie. Acum vrem să o facem mai mare și mai puternică, așa cum stă în tradițiile neamului nostru. Mă adresez în special părinților care au copii între 12 și 17 ani. Încurajați-i să participe la tabăra DOR. Dați copii și adolescenți. Depuneți formularele cât mai curând, astfel încât să putem primi cât mai mulți dintre voi, acasă, în Moldova. Să vă fie dor de dor și să-l duceți mai departe.